Bună ziua! În acest tutorial o să desfacem această drujbă stil MS250 sau 025. Așa, aceasta la un moment dat s-a calat, s-a blocat motorul. O să desfacem să vedem ce găsim înăuntru. Prima oară, ca să putem să ne uităm la piston și la cilindru, desfacem eșapamentul. Acesta e prins cu două piulițe. Le desfacem ușor. Eșapamentul este nou, a fost schimbat și este posibil ca de la eșapamentul vechi să fi tras ceva fier. Da, se vede că a lovit ceva în piston, sunt niște urme acolo, în rest pare ok. De cât în capul pistonului și un pic pe cilindru. O să desfacem ca să vedem și să nu fi rămas bucăți de metal înăuntru. Ok, vom desface și în partea de admisie. Desface capacul. Așa. Filtrul de aer care este prins cu două piulițe. Parte carburatorul, acesta iese fără probleme, să facem șocul. Părtia de șoc se iasă ușor. Gata. Așa, accelerația. Pentru a scoate pârghia de accelerație, apăsăm un pic pe trăgași, apoi desfacem sârmulița. Așa, carburatorul acum iese fără probleme. Okay. O să-l lăsăm aici. Desfacem și plasticul acesta, o să-i desfacem și bujia. Începem să desfacem amortizoarele care țin. Așa, desfacem amortizoarele. Okay, aici avem un torx. Okay, desfacem torx. Apoi desfacem amortizorul de aici din față. La fel are un capac din acesta care forțează amortizorul să stea fix. Așa, acum trebuie să iasă fără probleme. Ok, desfacem și celălalt căpăcel. Gata. Amortizorul ăsta este desfăcut. Așa, acum în partea de jos, de dedesubt, avem tot la fel două torxuri. Le desfacem și pe acestea. Îl desfacem ușor, de jos începând. Desfacem ușor. Aici mai avem galeria de admisie care ne ține. O desfacem și pe aceasta. Ușor să nu înțepați, cu mare grijă. Da. Așa, desfacem și galeria de admisie. Desfacem și celălalt amortizor.
de aici, care de cât l-am slăbit, deci s-a tras un pic în lateral. Eventual puteți să folosiți o șurubelniță. Mare grijă când scoateți amortizoarele să nu le înțepați. Ok, am desfăcut și pe acesta. S-a mai agățat un. Ok, singurul lucru care mă mai ține pe loc este pipa de la bujie și o să desfacem și bujia ca să nu ne mai chinuim. Asta era bine să o desfacem înainte, dar cum am uitat de ea, nu este niciun problemă. O desfacem și acum. Ok. Mai avem firele de la aprindere, că nu le-am scos. Ok, după ce am desfăcut și firele de la aprindere, am reușit să desfacem complet. S-a mai agățat puțin un amortizor. Gata. Așa, acesta este motorul. O să-l curățăm puțin pe aici și o să continuăm. Ok, o să desfacem demarorul, care este prins cu aceste torxuri. După ce am desfăcut și ultimul șurub, așa, acesta o să iasă fără probleme. Gata. Ok, vom desface și celelalte amortizoare. Să scoatem frâna. Acesta este prins pe un torx. La fel și în partea cealaltă. Acum mânerul l-am desfăcut. Ok, acum avem acces la cilindru, dar trebuie înainte să o curățăm. O vom curăța. Ok, acum vom desface cele 4 șuruburi, 2, 3, 4, care sunt tot cu același torx. Ok, după ce am desfăcut și ultimul prezon, acum cilindru trebuie să, gata, să se desfacă fără probleme. Vedeți că s-a desprins. Desfacem și firele de la stop, de la aprindere. Așa. Și acum cilindrul trebuie să iasă fără probleme. Uitați-l. L-am desfăcut. Nu arată foarte rău, dar după cum se observă, este foarte multă pilitură înăuntru. O să desfacem să curățăm. Aici avem cilindrul desfăcut, care este ok. Iar aici avem
cartelul, care este plin de pilitură, și pistonul. Se vede că ceva a bătut în mod constant în el. Și uitați pe partea aceasta cum este. Și avem o problemă și la rulmentul coace, acesta se mișcă foarte greu. O să desfacem să vedem ce probleme mai avem. Ok, după ce am curățat un pic drujba, o să desfacem mai departe siguranțele, bolțul de la piston. Așa, și o să scoatem pistonul. Dezasamblăm în continuare. Am vorbit cu clientul, s-a hotărât să schimbăm și rulmenții de la ambilaj. Deci pentru asta o să desfacem și volanta și în partea de la ambreiaj. În momentan scoatem pistonul de la piston. Acesta este foarte greu pentru că s-a calat, efectiv, se vede că se mișcă foarte, foarte greu. Ok, pistonul aici care arată destul de rău. Așa. Și colivia. Se vede că și-a schimbat culoarea din cauza că a fost forjat. Ok, mai departe o să desfacem pe partea de la ambreiaj. Desfacem capacul de la ambreiaj. Așa. O să desfacem siguranța. Apoi oala, să eliberăm fura, să facem și oala. Wow, ce avem și aici, trebuie curățată. Ok, rulmentul coace. Așa, și o să desfacem și ambreiajul. Ok, mai departe vom desface ambreiajul. Okay. Așa. Am desfăcut și ambreiajul. Da. Melcul de la pompa de ulei. Și gata. Acum. Ok, mai departe vom desface volanta. Așa. Dacă iese, nu iese, vom scoate tot cu presa. Desfacem și aprinderea. Scoatem și volanta. Așa.
Acum putem îndepărta cu ușurință capacul de la cilindru și cu ambielajul. O să mai curățăm un pic și aici de dedesubt. Așa, și o să începe reansamblarea. După ce am desfăcut și rulmenții de pe ambielaj, am găsit și problema. După cum se observă, unul dintre rulmenți a căzut și bile, a pierdut și protecția de pe bile. A făcut o praf drujba, n-am mai găsit nimic în ea. Așa, o să curățăm bine ambielajul, cilindrul și capacul de la cilindru ca să nu mai rămână pilitură de fier. Apoi vom începe prin a ansambla întâi rulmenții, apoi simeringurile și apoi o să punem înapoi pe drujbă. Ok, după ce am curățat bine cilindrul, așa, am înlocuit rulmenții, după cum observați, cu semeringurile. Am optat pentru niște rulmenți SKF Made in Italy. Așa, am curățat bine cilindrul de masticul vechi. Am aplicat masticul cel nou. Am pus pistonul la locul lui. Segmenții, bolțul, siguranțele, v-am mai explicat, nu am mai filmat, nu cred că mai are rost. Ok. Acum o să băgăm cilindrul la locul lui. Ușor. Grijă. Da. Așa. Am băgat pistonul pe cilindru ca să fie mai ușor, să nu ne chinuim apoi, să nu ne dea voie segmenții. Și acum dacă îl apropiem și gata. Așa. Și o să strângem în poziție cu cele patru șuruburi. După ce am strâns cele patru șuruburi bine, punem volanta. Așa. O fixăm cu ajutorul pioliței. Așa, mai departe aprinderea. Așa. Pentru a regla distanța la aprindere, o să folosim o coală a 4, împăturită în 4. Las și aprinderea. Uităm pe partea de la ambielaj. Așa, avem melcul. Ok. Melcul, nu prea să boții. Așa. Voilà. Așa. Colivia. Ok, am băgat și colivia. Șaiba. Apoi siguranță. Ok, punem mai departe mânerul. Așa. Fixăm la loc, băgăm cu grijă galeria de admisie. Da.
Ok. Am pus mânerul. Acum punem și cornul. Îl fixăm cu șuruburile. Ok, punem demarorul. Prinde cele 4 șuruburi la locul lui. Ok, apoi carburatorul. Să punem. Punem de alimentare. Așa. Pechea de accelerație. Așa. Pechea de șoc. Așa că să punem pe de la accelerație înapoi. Așa, ținem butonul accelerat și o punem la locul ei. O clipsăm frumos. Ok. Punem filtru de aer. Să punem bujia mai întâi ca să nu ne mai chip. Punem bujia. Plasticul acesta de protecție, filtru de aer. Ok, strângem filtrul de aer, îl fixăm cu cele două piulițe. Punem și capacul. Așa, apoi eșapamentul. Așa, și fixăm cu cele două piulițe. Acum vom lua o compresie. O să vedem după ce i-am montat pistonul cum stă cu compresia. Desfacem bujia. Manometrul.
Așa, accelerația trebuie să fie la maxim. Da, avem 7 și e ok. Așa. Desfacem, îi punem bujia și o să pornim să vedem cum pornește. Așa. Tragem șocul. Când a dat soia, dăm la prima treaptă. Și cam asta a fost.